la Edith Media și oferim serviciul Flori pentru tine. Doamna Ala, vă felicităm cu ziua de naștere. Mulți ani, multă sănătate și multe bucurii din partea celor dragi. V-am adus acest coș cu flori. Este cu mult drag și dor pentru dumneavoastră. Și o tortă. Și cum credeți? Cine a solicitat surpriza pentru dumneavoastră? Partea copiilor care sunt știuhotare. Și eu le doresc mult, mult sănătate și fericire și aștept cu mult drag acasă. Și sănătoși să aibă, să bucuri de copii și aștept acasă cu mult nerăbdare. Doamna Ala, deși vă despart hotare, să știți că sunteți mereu în inima și în gândul copiilor dumneavoastră care se roagă să trăiți mulți ani, pentru că au nevoie de dumneavoastră. Ne-au expediat și un mesaj de felicitare care ne-au rugat să vi-l transmitem. Dragă mamă, ne rugăm lui Dumnezeu să mai oprească timpul în loc pentru tine, să-ți dea energie și tinerețe cât mai mulți ani, putere și sănătate, că e mai scumpă decât toate. Chiar dacă degetele timpului se așează pe tâmpla ta și la colțul ochilor tăi vedem toate grijile, speranțele, lacrimile și zâmbetele fericite, noi vrem să-ți oferim de ziua ta fericirea în palme, să-ți mulțumim pentru viață, pentru tot ceea ce ai făcut și continui să faci pentru noi, copiii tăi. Ești îngerul nostru de pe pământ, ești ceea ce nu toată lumea are, ești mama noastră scumpă și astăzi, de ziua ta, din depărtare vrem să te cuprindem cu cea mai mare gingășie și dragoste ce trăiește în sângele nostru. La mulți ani, mamă! Mesajul noi l-am primit de la fica dumneavoastră Alina, generele Ghenadie, feciorul Ion, împreună cu prietena lui Cristina. V-ați așteptat? Nu m-am așteptat de așa surpriză frumoasă. Îmi mulțumesc din suflet și pe sănătoși să mă bucur mai departe de dânși cum mă bucur până mă. Și aștept acasă. Mă răbdare. Și ce veți face astăzi de ziua dumneavoastră? Să știe și copiii. Ce îmi faci? Am stat împreună, aștept oaspeți să vii și am stat la masă cu nepoță. Mama, eu vreau să-ți spun, îți doresc multă sănătate, fericire și multă răbdare și mulți ani înainte. Îți mulțumesc pentru tot că ești la noi și îți dorim tot binele din lume. Și îți mulțumesc mult că ai grijă de noi. Și mulți ani. Și sănătoasă. Mulțumim frumos. M-am întâlnit la pământ și mulțumesc frumos că ne-ai făcut așa surpriză. Eu nu m-am așteptat să-mi faci așa surpriză frumoasă. Mulțumim frumos. Mamă, o lume întreagă într-un cuvânt. Lumină, apă, aer, pământ. Ce înseamnă o mamă? Mamă, iubirea cea mai plină de sens. O lacrimă cât un univers. Ce înseamnă o mamă? Este un film.